primarul comunului Brusu, de la ordine, după ce articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificări și completări ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 21 februarie 2018, orele 13, la sediul primăriei comunei Bucium. Ordinea de zi este următoare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și a estimărilor pentru anul 2019-2021 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonatul terțiar de credite, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea machetei priorități obiective plan acțiuni privind dezvoltarea economică socială 2018 pentru OAT Bucium, inițiator primarul comunei. 4 diverse. Domnule președinte. Mulțumesc frumos, domnule primar. Supunem la vot ordinea de zi care a fost expusă de domnul primar. Cine este pentru? Mulțumesc frumos, a fost votat. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta primul proiect de hotărâre de la numărul 1. Expunere din motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimărilor pentru anii 2019-2020. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 a fost structurat în două părți distincte, partea de venituri și partea de cheltuieli. De asemenea, sumele prevăzute în proiectul de hotărâre au fost alcătuite atât din venituri proprii, cât și din sume repartizate comunei Bucium prin adresele numărul 118 din 16.01.2018, numărul 144 din 31.01.2018, transmisie de administrația județeană a finanțelor publice a județului Bacău, respectiv adresa numărul 3093 din 16.02.2018, transmisă de Consiliul Județean Bacău. În cel ce urmează, voi face de referire separat la fiecare din aceste părți, după cum urmează. Raport de venituri buget local 2018. Secțiunea de funcționare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni va fi format din 7. 1. Venituri proprii provenite din impozite și taxe locale pe care le-am preconizat în 2018 la suma de 617.000 lei. 2. Cote defalcate din impozitul pe venit 101.000 lei. 3. Sume alocate din Consiliul Județean Bacău 423.000 lei. 4. Sume defalcate din TVA alocate de AJTP Bacău pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate 583.000 lei. 5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri de la Consiliul Județean Bacău, 63.000 lei. 6. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale, 1.231.000 lei, AJFP Bacău. 7. Bărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, 195.000 lei, la care va trece la secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de dezvoltare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni va fi format din 195.000 lei proveniți de la secțiunea de funcționare. Secțiunea de funcționare. Capitolul 5102, 1.505.000 lei, din care 1.190.000 lei pentru cheltuielile de personal reprezentând salariul demnitarilor, funcționarul din aparatul de specialitate și indemnizația consilierului local pentru anul 2018, precum și faușire de vacanță pentru aparatul de specialitate aferente anului 2018. 300.000 lei pentru bunuri și servicii reprezentând prestări de servicii pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, material de curățenie, cheltuieli de, cu energie electrică, telefoane, fax, internet, timbre, poștale, recomandate, abonamente, presă, combustibil pentru autoturism și microbus școlar, lemne, obiectiv de inventar, obiecte de inventar, formulare tipizate, tonele, hârtie, xerox și de scris, materiale necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității. 15.000 lei pentru cotizația ADIP, ADIS și GAP. Capitolul 5602. 95.000 lei, sumă ce reprezintă contribuția comunei la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2018. Capitolul 6102. 7.000 lei pentru achiziționarea de materiale pentru protecția civilă. Capitolul 6502. 175.000 lei pentru bunuri și servicii din care 135.000 lei pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104 alineatul 2 litera B
și el din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011, reprezentând cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și servicii de, și cheltuieli cu întreținerea curentă. Sumă repartizată de AJFP Bacău prin adresa numărul 118 din 16.01.2018 și 40.000 lei pentru decontarea transportului cadrului didactice pe baza adeverințelor privind costul abonamentului sau biletului de către operatori de transport sau cu autoturismul de personal. Sumă susținută din veniturile proprii ale bugetului local. Capitolul 6702. 33.000 lei bunuri și servicii din care 11.500.000 lei pentru bunuri și servicii. 21.500.000 lei pentru susținerea cultelor. Capitolul 6802. 454.000 lei, din care 396.000 lei pentru plata indemnizației persoane cu handicap. 58.000 lei pentru ajutor încălzirii locuinței cu lemne, legea 416 pentru perioada noiembrie 2018 martie 2019, sumă repartizată de AJFP Bacău prin adresa numărul 118 din 16.01.2018. Capitolul 7002. 224.000 lei bunuri și servicii, din care 100.000 lei pentru plata apă rece consumată de consumatori din satul Răcăuți, sumă ce provine din casările de la consumatori din satul Răcăuți. 124.000 lei pentru iluminatul public și reparații curent de la rețeaua de iluminat. Capitolul 7402. 200.000 lei bunuri și servicii, din care 119.500 lei pentru plata salubritate, sumă ce provine din încasarea taxei de salubritate de la cetățenii comunei. 5.500 lei pentru achitarea obligațiilor pentru anul 2017 la fondul de mediu, sumă susținută din veniturile proprii ale bugetului local pentru anul 2018. 75.000 lei reprezintă comisionul de 0,05 lei lună ce trebuie achitat la FNGCR pentru avansul ce urmează să primim pentru contract cu înființare rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare și stații de depurare în comuna Buciu. Capitolul 8402. 100.000 lei bunuri și servicii pentru dezăpezire și prestări servicii, drumuri, achiziționare de combustibil pentru buldo-excavatori și serviciile de întreținere pentru acesta. La secțiunea de dezvoltare. Capitolul 7002. 100.000 lei din care 50.000 lei pentru serviciu, consultanță și obținerea vize și PTH pentru obiectivul extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Buciun și Răcăuți, obiectiv de investiție depus pe finanțare la PNDL. 50.000 lei pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate și serviciu consultanță pentru obiectivul modernizare instalației iluminat public în comuna Buciu. Capitolul 7402. 95.000 lei, din care 30.000 lei pentru obiectivul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de depurare în sat Buciu, în comuna Buciu. 45.000 lei pentru servicii consultanță, obținerea vize și PTH pentru obiectivul extindere rețea de canalizare în satele Buciu și Răcăuți, obiectiv de investiție depus spre finanțare la PNDL. 20.000 lei pentru avize PTH și serviciu consultanță pentru înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de depurare în sat Buciu, în comuna Buciu. Domnul consilier, cam asta este bugetul pe anul 2018. L-am drămăluit așa cum am crezut eu că e bine. Aveam și investițiile de apă și canalizare, înființare și extindere. Am oprit bani pentru tot ce ne trebuie, pentru obținerea de avize și PTH-uri, la studiu de fezabilitate de instalații de iluminat public, modernizarea instalației de iluminat public. Avem la GAL niște bani acolo care trebuie să-i folosim. Am zis că pot să iau tractor și cu vidanjă, dar spune că nu ne aprobă și atunci o să trecem pentru modernizarea cu lămpi. Un pe fiecare stâlp, lămpi de iluminat public cu becuri economice. În rest, ați văzut că am oprit bani pentru salarii, bani pentru tot ce ne trebuie în la primărie, bani pentru ADIP și ADIS la, și la GAL cotizațiile. În mare, ați văzut că la școală 40.000 de lei pentru transport. În rest, cam asta e bugetul pe anul 2018. Dacă aveți ceva obiecțiuni, puteți să-mi spuneți. Mulțumesc, domnule primar. Domnule președinte, aveți cuvântul.
A fost timp suficient pentru a citi schema de funcționare și dezvoltarea bugetului pe anul 2018. Fiecare consilier și la sfârșit nu s-au remarcat observații deosebite. Cheltuiala, s-a văzut, cea mai mare este cu salariile personalului. Am fost degrevați de a mai trece prin noi salariile profesorilor. Acestea s-au dus direct la inspectorate. La școală n-au rămas decât bunuri și servicii și contribuția noastră de la bugetul local pentru... La bugetul local 40.000 de lei. 40.000 de lei pentru transportul profesor. Sper că anul acesta să vă ajungă și să nu mai avem discuții din anii trecuți cu... că nu le decontăm, că nu știu ce. În restul, totul se... la dezvoltare, totul se canalizează pe apă și canal, hidrogen de apă și canal. De altfel, singura investiție pe anul 2018. Ăștia-s banii, alții nu mai sunt. Nu, eu zic că totuși... față de alte, eu am văzut ședințe. E bine față de alte comuni. Eu am văzut... noi suntem... eu sunt mulțumit. Ședințele... atât am putut. Asta e comuna, asta avem din impozite și taxe, sumele care sunt alocate, care le strângem, cu ce am primit. Investiția cea mai importantă deja e... Am văzut și cealaltă ședință la câteva comuni, la vreo 10 comuni din ședinței Consiliului Local, care a dezbătut tot aprobarea bugetului pe anul curs. Noi, față de ei, unde au, într-adevăr, sunt foarte multe probleme, noi stăm nu foarte bine, bine. Suficient bine. Adică sunt bani pentru... putem să desfășurăm un an? O activitate normală, fără probleme. De altfel, chiar Ministrul Finanțelor, domnul Teodorovici a spus că la următoarea rectificare pentru toate comunele nu se vor lua bani sub anul 2017. Deci se vor aloca până la nivelul 2017 și nu sunt probleme. La noi nu sunt probleme. Se vor achita aerate și toate astea. Comisia, avizul comisiei este favorabil pentru desfășurarea și aprobăm hotărârea de Consiliul Local, propus de către Primar Comunii, pentru aprobarea bugetului local pe anul 2018. Mulțumesc frumos, domnule președinte, dacă pun să scrie acest proiect. Nu sunt înscrieri, supune la cine este pentru. Mulțumesc frumos, proiectul a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator terțiar de credite și a estimărilor pentru anii 2019-2021. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la constituirea bugetului separat pentru școala Bucium în mod asemănător ca și în anul 2017, bineînțeles, după aprobarea bugetului local al comunei. Există însă și o deosebire față de anul precedent și anume aceea că, începând de anul acesta, sumele necesare pentru plata salariilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar de la școli vor fi plătite de către Inspectoratul Școlar Bacău, prin bugetul local al Comunei Bucium, urmând a fi transferat doar sumele pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile, incluzând aici și transportul cadrelor didactice. Astfel, pentru anul 2018, prin adresele numărul 118 din 16.01.2018 și numărul 144-484 din 31.08.2018, transmisie de Administrația Județeană a Finanțelor Publice și a Județului Bacău, s-a repartizat Comunei Bucium în vederea aprobării bugetului școlii din localitate o sumă de 135.000 lei, întreaga sumă fiind destinată bunurilor și serviciilor. La această sumă se adaugă suma de 40.000 lei, care reprezintă contribuția noastră la decontarea cheltuielilor de transport pentru cadre didactice. Prin urmare, bugetul pentru școala gimnazială pentru anul 2018 totalizează 175.000 lei. De asemenea, așa cum ați putut observa în coloanele 4, 5 și 6, am prevăzut și sumele estimate pentru anii 2019-2021, sume care cresc progresiv pe parcursul anului. Anilor, pentru aceste considerente, urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să vă aprobați în formă prezentată. Aici ne-a dat 135.000 de lei pentru ce am venit la școală, plus 40.000 de lei care am oprit în bugetul local pentru
abonament. Mulțumesc frumos, domnule primar. Domnule președinte, aveți cuvântul. Punctul de vedere al comisiei este favorabil la aprobării și acestui buget pentru școala gimnazială. Sumele acestea sunt 135,40, 170. Da, să se descurce. Nu e problemă. Deci pentru bunuri și servicii se descurce. Suficient. Și pentru abonamente, am spus. Sper să nu mai avem, ca în anii trecuți, când nu reajung, că nu știu ce 40. Poate nu să mai fie, definitiv. O să mai spunem tot ceva, ca să nu mai fie. Da, mai fi mai suplimentat. Panaramul pentru indicator. Nu pot să vin la școală, că ne-au mult de potriu, să ne facem bilis. Deci, aviz favorabil. Mulțumesc frumos. Dacă sunt în scrie, vă rog. Nu am mai făcut. Doamne și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a comunicării de către instituția prefectului județului Bacău prin adresa numărul 1025 din 17.01.2018 a machetei intitulată Priorități, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economică socială pentru anul 2018 cu mențiunea că până la data de 23.02.2018 să se transmită hotărârea Consiliului Local de aprobare. Cu privire la temeiul legal al acestei aprobări, voi face următoarele precizări. Prin hotărârea Guvernului României, numărul 909/2014, a fost aprobată strategia pentru consolidarea administrației publice pentru perioada 2014-2020, iar în conformitate cu această strategie, autoritățile locale sunt obligate să stabilească obiectivele, prioritățile și acțiunile de dezvoltare pentru anul în curs pentru realizarea următoarelor obiective. Și ar fi 8 obiective. 1. Prioritățile privind proiectele de investiție publice și creșterea eficienței acestora. 2. Îmbunătățirea accesului la servicii publice integrate. 3. Diversificarea dezvoltării economice. 4. Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă. 5. Diminuarea ratei de abandon școlar. 6. Dezvoltarea învățământului terțiar. 7. Reducerea numărului populației expuse riscului de sărăcie. 8. Îmbunătățirea calității mediului. Ținând seama de cele expuse, am venit cu propuneri de completare a machetei cu datele corespunzătoare pentru OAT Buce. Ținând seama de obiectivele propuse în perioada 2017-2020, acțiunile realizate în anul 2017 și cele care vor fi avute în vedere pentru anul 2018, la completarea machetei s-a colaborat cu alte instituții, școală, dispensarul medical, pentru informațiile specifică acestor domenii de activitate. Vă las pe dumneavoastră să dezbateți pe marginea acestui proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării în forma prezentată. Aici este un plan de acțiuni, un plan de obiective, venit de la instituția prefectului. Ați văzut planul în spate, cred că l-ați studiat. Am pus și noi niște date acolo, care sunt pentru comuna noastră. Doamna președinte. Mulțumesc, domnule primar. Doamna președinte, aveți cuvântul. Da, noi prin comisie am studiat materialul și am fost de acord cu cele propuse de către primar. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe lângă acest proiect, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Sunt următorul direcție. Dacă diverse. Sunt probleme, aveți ceva de spus? Vă rog, scrie. Da. Aveți cuvântul, domnul Matei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă informez, domnul primar, că acolo, după pod, la rol, știți că este căminul ăla. El nu mai are nimic deasupra. Deci, este desfăcut. Și s-a fi întâmplat acolo, nu știu. Copiii erau cu piedul de acolo, așa, să juca acolo, la căminul. Poate informați băiatul ăsta și mă duc să-l ajut și eu. O fi la capacul cineva. Capacul o fi luat. Mă duc să-l ajut și eu, să-l punem la rol. Nu, e din beton. Capacul sunt din beton, l-a fi dat deoparte. Dacă îl trimit ingineale, mă duc și eu să-l ajut pentru asta. Da, sau atât am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Altcineva? Mai sunt probleme? Nu? Mulțumim frumos. Declar ședința închisă. Mulțumim.